În fiecare an, pe 15 ianuarie, Arhiepiscopul Râmnicului, înalt preasfințitul Varsanufie, organizează o manifestare religioasă și artistică de mare ținută, în centrul căreia se află poetul Nepereche. Până la finalizarea lucrărilor de restaurare a bisericii arhiepiscopale, slujbele, precum cea de pomenire a marilor înaintași, au loc în bolniță. Preoți, seminariști, oameni de cultură, cu toții și-au dorit să fie părtași la invocarea figurii poetului Mihai Eminescu, născut acum 170 de ani la Ipotești. Eul Duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, Mihail, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i. Dumnezeu să ierte! Cel ce bine spus a ta iubire de oameni, ai învrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii tăi rog, să fim moștenitori aceluiași pe sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să destegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. Însuți, prea bunule împărate, primile smeritul și nevrednicul tău rugitor, iartă adormitului robului tău, Mihail, poetul, orice a greșit ca un om în această viață și iartă lui toate câte a păcătuit din cuvânt, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice tip asupra lui, din care el însuși, din mânie sau în altă pricină, s-a legat sau de la fiereu sau de la greu sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta din invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au binepăcuție, iar trupul să se dea firii cele izbite de tine, că binecuvântat și preamărit ești în veci. Ca nimeni altul, având înaintași pe care îi admira, mai ales pe Vasile Alexandrin, a reușit ca să pună în versuri cele mai duioase și cele mai importante simțăminte ale poporului român. A fost legat, strâns de Vâlcea, pentru că a luptat din răzputeri ca mănăstirea Cozii, actitoria voievodului Mircea cel Bătrân, să fie redată cultului și să fie redată acelei rânduieli care a fost înrăzită de titlul ei. Pentru că în vremea aceea, mănăstirea Cozia era transformată în închisoare. Dragostea lui pentru Mircea, care s-a concretizat mai ales în scrierea scrisorii a treia, l-a făcut ca să vină pe aceste meleaguri aici, la Episcopia Râmnicului și mai ales la Mănăstirea Cozia și de aceea s-a rânduit ca la Episcopie să existe un bust al său. Cu toții, mai ales cei care am venit astăzi aici și care merg și în alte părți unde poetul național este pomenit, poet care a făcut ca prin nașterea sa această zi să fie aleasă ziua culturii române, ne aducem prin osul nostru de recunoștință și ne manifestăm dragostea noastră pentru Cel care a fost călăzit de Dumnezeu ca să fie arhanghel al culturii române. Dumnezeu să-L ierte, să-L pomenească în Împărăția Sa Cea Cerească. Amin. La statuia poetului, dar și la teiul plantat acum câțiva ani în curtea Arhiepiscopiei, soborul a oficiat partea a doua a slujbei în prezența a peste 100 de elevi de la școala gimnazială Igheduca din Râmnicu-Vâlcea. În sala de conferință a Arhiepiscopiei, actorii Teatrului Municipal Ariel, Camelia și Dan Constantin, Anca Olteanu și Gabriel Popescu, dar și pianista Galina Nemțeanu, au susținut un spectacol sensibil pe versuri eminesciene, răsplătit cu aplauze prelungite. Iară ochii tulburători din cale, vino iar în sân, nepăsare turce, de te-ating, să feri în lături, de hulesc, să taci din gură ce mai vrei cu atale sfaturi, dacă știa lor măsură, zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică,
tu rămâi la toate rece. Ca să pot muri liniștit, pe mine, pe mine, mie, redă-mă. La toate rece te îndeamnă, de te cheamă. Ceva ca banul trece. Nu spera, nu ai teamă. Te întreabă și socoară. Și e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă, toate. Ceva ca banul trece. Vreme trece. Vreme vine. Vreme vine. Vreme vine. Vă rog să-mi îngăduiți ca să mulțumesc Teatrului Ariel, care a oferit acest minunat spectacol în această zi, în special domnului director Gabriel Popescu, soților Camelia și Dan Constantin și Andrei Olteanu, de asemenea doamnei profesoare Galina Sfențean. Fiecare manifestare culturală dedicată poetului Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale a avut o notă de originalitate care a impresionat publicul larg.